În termodinamică numim corpul sau ansamblul de corpuri pe care îl studiem sistem termodinamic. Un sistem termodinamic poate fi orice corp sau ansamblu de corpuri macroscopice care poate fi delimitat practic sau mental de exterior. Dacă poate schimba substanță, adică masă, cu exteriorul, atunci sistemul termodinamic este deschis. Dacă nu poate, e închis. Dacă poate schimba căldură sau lucru mecanic, sau amândouă cu exteriorul, sistemul termodinamic este neizolat. Dacă nu poate, este izolat. Evident, dacă sistemul schimbă masă cu exteriorul, atunci schimbă și energie, ceea ce înseamnă că un sistem termodinamic deschis schimbă atât masă cât și energie cu exteriorul. Totalitatea proprietăților unui sistem termodinamic se definește ca starea sistemului termodinamic. Pentru a descrie această stare, folosim un set de mărimi fizice, numite parametri, care caracterizează complet starea. De pildă, starea unui gaz este complet caracterizată dacă cunoaștem presiunea, volumul și temperatura lui. Dacă parametrii care caracterizează o stare nu se modifică în timp, spunem că sistemul este în echilibru termodinamic, iar termodinamica studiază de obicei astfel de stări, precum și transformări în care sistemul termodinamic trece prin stări de echilibru. Dacă un sistem termodinamic se găsește în condiții exterioare constante în timp, mai devreme sau mai târziu, sistemul ajunge într-o stare de echilibru. Această constatare experimentală se numește principiul echilibrului. Foarte importante sunt transformările de stare. O transformare de stare presupune modificarea parametrilor, de pildă a temperaturii, a volumului sau a presiunii. Transformările studiate în termodinamică sunt cele numite quasi-statice, adică transformări în care sistemul trece în fiecare moment printr-o stare de echilibru. Cu alte cuvinte, în orice moment am oprit transformarea, sistemul rămâne în acea stare. Astfel de transformări sunt reversibile, adică pot avea loc și dacă parametrii variază invers în timp, simetric cu variația inițială. Termodinamica nu studiază fenomenele irreversibile, deoarece în astfel de transformări sistemul nu trece prin stări de echilibru. Dar transformări perfect reversibile există doar teoretic. În practică, la nivel macroscopic, toate transformările sunt irreversibile. Orice transformare produce modificări irreversibile ale sistemului termodinamic și chiar dacă aceste modificări sunt mici, ele se acumulează în timp. Din această cauză, motoarele se uzează și tot din această cauză îmbătrânim, deoarece transformările care au loc în celule produc tot timpul modificări irreversibile, iar organitele celulare nu-și mai pot îndeplini, la un moment dat, funcțiile. Deci termodinamica studiază transformări care sunt aproximativ quasi-statice și reversibile.